Oamenii de știință au aflat motivul pentru care bolnavii de fibroză chistică suferă de atât de multe infecții respiratorii. Fibroza chistică, una dintre cele mai comune boli genetice din Elveția, provoacă tulburări respiratorii și digestive severe. În ciuda progreselor considerabile în terapii, această boală continuă să reducă speranța de viață, în special din cauza infecțiilor respiratorii cu potențial letal. Oamenii de știință de la Universitatea din Geneva, UNIGE, au descoperit motivul pentru acest număr mare de infecții pulmonare. O proteină numită VAV3 favorizează aceste infecții prin producerea unei stații de andocare bacteriană pe suprafața căilor respiratorii. Inhibarea acestei proteine ar putea preveni blocarea bacteriilor pe suprafața căilor respiratorii și producerea infecțiilor repetate. Aceste rezultate deschid calea pentru noi terapii privind limitarea complicațiilor respiratorii la pacienții cu fibroză chistică. Fibroza chistică afectează peste 700.000 de oameni la nivel mondial. Boala apare ca urmare a mutațiilor în gena responsabilă de o proteină cu rol în secrețiile de mucoasă, făcându-le anormal de văscoase. Modificările din această genă duc la probleme respiratorii și digestive severe și limitează calitatea și speranța de viață a celor afectați.